În special tinerii se plâng că nu au unde sta. Nu își pot întemeia familii pentru că nu au bani de locuințe sau, dacă sunt familiști deja, nu au casele lor. Acelora dintre ei, cărora soarta nu le-a hărăzit un destin prea roz, autoritățile încearcă să le ofere o variantă, apartamentele sociale. În Șomcuta Mare, spre exemplu, este aproape gata un bloc destinat localnicilor cu probleme. Pentru această clădire, până la final, se vor plăti aproximativ 8 milioane de lei. Suntem la stadiu de amenajare exterioară, însemnând alei, parcări, spații verzi care se vor amenaja în jurul acestui bloc. Imobilul va avea 32 de apartamente, ceea ce înseamnă că 32 de familii vor avea un acoperiș deasupra capului. Însă au fost depuse 140 de cereri, selecția acelora care vor reuși să locuiască acolo fiind riguroasă și chiar dureroasă. Cu toții ar fi meritat o locuință, însă au avut întâietate cei cu handicap și cu probleme sociale. Și pentru că sunt foarte mulți tineri fără speranțe, la anul autoritățile vor să mai construiască încă două blocuri sociale.